Tragedie în județul Mehedinți la o zi după ce românii din întreaga lume și-au spus la mulți ani. România a pierdut două suflete, mamă și fiică, pe șoselele din țară. Cele două au murit pe loc. Un accident mortal s-a produs în acest sfârșit de săptămână pe drumul național 56A în localitatea Recea, comuna Punghina din județul Mehedinți. Două femei, mamă și fică din Drobeta Turnu Severin, au murit pe loc. Alexandra avea doar 20 de ani și toată viața în față, iar Marinela, mama ei, avea 46 de ani. Șoferița, mama fetei, a pierdut controlul volanului, iar momentul a fost fatal. Autoturismul s-a izbit de un cap de pod, după care a ricoșat pe contrasens, ajungând sub roțile unui autotren. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit că o femeie de 46 de ani din Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe DN56A, în afara localității Recea, a pierdut controlul asupra direcției și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 55 de ani din comuna Poiana Mare, județul Dolj. Din accident a rezultat decesul conducătoarei auto și a unei tinere de 20 de ani, pasager în autoturism. Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. La fața locului s-au deplasat echipaje mixte de salvatori, ISU și ambulanță, însă din nefericire nu s-a putut face nimic pentru a le salva viața celor două persoane. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Pe parcursul cercetărilor, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la serviciul de medicină legală. Această familie a fost lovită și anul trecut de o tragedie similară. Sora șoferiței a decedat într-un teribil accident petrecut pe o șosea din Germania.